După ce a dus-o pe bolnava închipuită acasă, Dan se duce la mama lui să-i ceară ajutorul. Pe lângă faptul că suferă de boala asta, e și încăpățânată, nu vrea deloc să mă asculte. Deci stau și mă lupt cu ea. Nu mai știu ce să mai fac. Am încercat în toate variantele să vorbesc cu ea, să fac să înțeleagă. E extraordinar de încăpățânată. Și nu mai știu ce să fac, mă termină psihic. Cum e ea? Cum e ea? Păi zice, trece din ce în ce mai rău. Nu mai am putere. Nu mai am cu cine să vorbesc. Și singura persoană care mă mai poate asculta e mama. Bun, ce e de făcut? Medicii ce spun? Medicii, din ce am înțeles, au zis că dacă urmează tratamentul, sunt șanse să se facă bine. În schimb, eu o văd pe ea că nu este bine. Că este, cu fiecare zi care trece, e mai rău. Și ea îmi spune că nu, că nu e adevărat, că ea reușește să facă față și așa mai departe. Și nu mă lasă să merg cu ea la medic. Am fost și am dus-o până acolo și acolo am lăsat-o să se ducă să vorbească cu medicii. Nu vrea să iau contact cu nimeni, că e treaba ei, e viața ei. Știi cum reacționează oamenii în astfel de cazuri? Normal, probabil că și eu aș face la fel, habar n-am. Stat și m-am gândit în toate felurile și nu știu cum să mai dau. Nu mi-arde absolut nimic, n-am mai mâncat de ieri, nici mai știu de viața mea. Vai de mine, mamă, ești distrus. Ce putem să facem pentru a ajuta? Nu știu, mamă, am stat și m-am gândit în toate felurile. La un moment dat am vorbit cu un coleg de la muncă și mi-a spus că a avut și el pe cineva cu probleme de genul ăsta. Și că a mers cu persoana respectivă la tratament în Turcia. Că ar fi acolo niște medici foarte buni și că, na, au rezolvat problema. Și stau și mă gândesc că aia ar fi singura mea salvare. Cred că fiul meu se luptă cu morile de vânt. Dacă Oana nu luptă și ea, degeaba luptă cei din jurul ei. Da, dar în Turcia costă. Știu, costă, clar. Știu. Și de unde să luăm noi atâția bani? Tu de unde să iei atâția bani? Nu știu, problema mea este că mă gândesc că la cât ea de habotnică nu o să vrea să meargă, că o să facă tot felul de figuri. Da, pe de altă parte mă gândesc că dacă aș face rost de bani și ar vedea că avem banii, poate că ar accepta. Păi da, de unde să facem noi rost de atâția bani? Te-ai interesat de vreo sumă, de ceva? Da, jur de 40.000, 50.000. Și cum consideri tu că putem să facem rost de banii ăștia? Cam cum vezi tu că... Zilele astea am stat și m-am gândit la chestia asta și am luat-o pe toate părțile. Am încercat să găsesc soluția și cumva m-am gândit la un lucru. Nu știu acum, sper să fii de acord cu mine. N-am altă variantă, nu am. Te rog. Știi că mi-ai zis de casa bunicului? Da. Aș vrea să o vindem. Nu, mamă, acolo sunt toate amintirile tale. Știu, cum să vinzi? Știu, dar ce fac eu, mamă, cu toate amintirile mele dacă persoana pe care o iubesc și lângă care îmi doresc să-mi trăiesc viața asta nu mai există? Știu că mamei nu-i convine să vând casa asta. Copilăria ta, trecutul tău. Mamă, dacă mi-o dai, eu aș renunța. Numai să o văd pe ea sănătoasă. Aș vrea bine, să fac tot posibilul să o văd sănătoasă. Și altă variantă am stat și m-am gândit în toate felurile. Nu există. Dacă îmi permiți lucrul ăsta, aș vrea să-l fac. Știu ce înseamnă și pentru tine, știu ce înseamnă și pentru mine. Mă doare sufletul gândindu-mă și la tine și la mine, dacă tu consideri că e bine așa... Te cred, am nevoie de tine, am nevoie de înțelegerea ta și am nevoie să fii alături de mine, pentru că nu mai pot, pur și simplu, nu mai pot. Bine, o să fiu lângă tine. Cu acordul mamei pentru vânzarea casei bunicilor în ziua imediat următoare, Dan începe demersurile ca să facă rost de bani cât mai repede, cu gândul că o va salva pe Oana, ducându-o la tratament în Turcia. Nu știu, m-am gândit la o sumă, vreo 75 de mii, cam pe acolo se învârte. Undeva pe la suma asta. Să știi că nu poți să las sub 75. Cam așa, da, uite, lasă-mă să... În principiu, cam ăsta rămâne prețul, nu e problemă. 75 și batem palma acum. Batem palma. Și mâine acum avem actele. Îți dau eu imediat în
când ajung mai târziu, într-o oră, două, îți dau pe WhatsApp o listă cu tot ce e nevoie, voi face eu programarea și în două zile ai bani în cont. Fac programarea la notar, mergem acolo, semnăm. Ok, în seara asta mă duc și eu să iau actele atunci că nu le-am la mine și mâine te sun să mergem să facem. Eu chiar acum îi scriu secretarei mele și o să-i spun să-mi... O să-ți trimit și contul și banul. Da. Ai cadastru, intabulare, toate lucrurile astea, da? Absolut toate lucrurile sunt la zi. E pe numele... Absolut tot e la zi. Însă să știi că aș mai avea o rugăminte. Da, Dane, spune-mi despre ce e vorba. Dacă se poate și dacă nu, mă bucur. Da, mă, te ajut. Dane, Dane, măi, Dane. Cum să nu? Alo, hei, hei, ce faci aici? Care-i pasă? Ce cauți aici? Ce cauți aici? Hai să mergem. Băi, stai puțin. Erai la tratament. Nu erai la tratament, nu erai bolnavă, mă? Da, nu e cazul să facem o scenă aici, te rog frumos. Ce să facem? Hai să vorbim acasă. Băi, ce să vorbim acasă? Explică și mie, că mă ia clapul. O să-ți explic, da, hai să mergem acasă. Ce cauți tu aici, când tu trebuia să fii la tratament? Nu mai ești bolnav acum? Doamne, de ce nu pot să fac asta aici, Dan? Serios, hai să mergem să vorbim acasă. De ce nu pot să faci asta? Explică și mie ce se întâmplă, cine e ăsta? Se uită lumea la noi. Până acum nu s-a uitat, mă, nimeni la tine? Până acum nu s-a uitat nimeni la tine, se pare că oricum ai avut foarte multă atenție. Cine este ilustrul domn? E o cunoștință, atât tot, dar nu înseamnă nimic. Este o cunoștință pentru tine, adică ce vrei să zici? Că sunt doar o cunoștință, sau cum? Te rog! Până acum eram iubitul tău și acum sunt cunoștință, sau cum? Cum e mai iubitul tău? Ei, las-o pace, să ai așa cu minte. Cum e iubitul tău? Nu pui mâna pe iubita mea. Cum e mai iubitul tău? E... Cum e iubitul tău? Nu e, nu este. A, o luptat și tu te rog frumos. Lasă-mă să vorbesc cu soțul meu, lăsați-mă. Ma. Ați tăbărât amândoi pe mine, facem o scenă în restaurantul ăsta. S-ar putea să fie ultima scenă de care ai parte, Oana. Spune și mie ce se întâmplă, pentru că nu înțeleg. Spune și mie ce se întâmplă. Nu mă calmez deloc. Te rog din suflet, nu mă calmez. Nu am cum să mă calmez. Spune și mie ce se întâmplă. Nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă nimic. Nu, e o greșeală, e o prostie, o să-ți explic. Tot e prostie. Și oamenii care au avut grijă de tine, oamenii care au fost lângă tine în toată perioada asta, când tu mimai faptul că ești bolnavă, că văd că nu ai absolut nimic, că ești foarte fericită, se pare. Cu noi ce se întâmplă? Dan, când o să afle copiii tăi despre tine, când o să afle maica ta despre tine, spune și mie. Lasă acum copiii și mama. Cum adică lasă, mă? Și tu ai greșit, nu contează, și eu te-am iertat, te rog, nu? Calmează-te. Eu hai am să greșit. Discutăm noi doi și atâta. Și trebuia să fie la fel, nu? Trebuia să fie, ce trebuia să fie? Tu ce faci? Stai și tu, lasă-mă. Te-am întrebat de atâtea ori dacă ți-e bine, dacă ești ok și mi-ai zis că nu ești ok. Sunt curios ce o să le spui copiilor, mamei tale, tuturor celor care te-au iubit și au avut grijă de tine și cărora le-a păsat de tine și le pasă de tine. Lor ce o să le spui? O să vă spun adevărul, Dan, asta o să vă spun. Da? Da. Sunt ferm convins, deși să știi că și eu vreau adevărul. Da, o să ți-l spun. Este oare Oana capabilă să spună adevărul? Suntem și noi curioși care e adevărul acestei femei. A venit momentul în care cărțile să fie date pe față. Vreau să știu și eu, cine ești tu, Oana? După 14 ani de căsnicie, după 14 ani de relație, vreau și eu să știu astăzi, aici, acum, cine ești tu? Pentru că eu am senzația că după 14 ani mă uit la un om și nu-l recunosc. Nu are nicio legătură cu ce am crezut eu că e. Dar tu ai vreo legătură cu ce am crezut eu că ești? Eu? Da, tu. Da! Am fost lângă tine tot timpul ăsta. Cât se poate de real. M-am implicat în absolut tot. Și înainte, Dan? Înainte? Cum te-ai implicat, o? Înainte? Da. Înainte m-am implicat cât am putut. Cât ai putut, da, ai și uneori unii oameni greșesc. Tu ai depășit de mult bariera aia. M-am răzbunat, e bine așa? Te-ai răzbunat? Ți-a plăcut? S-a simțit bine? Pe cine te-ai răzbunat, Oana? Pe copiii tăi? Nu, pe tine. Pe mine, pe maică ta, pe toți oamenii din jurul tău. Lasă! Te rog frumos, asta e discuție între noi, da? Credeți că puteți compara cele două situații de viață prin care ați trecut, dumneavoastră și soțul dumneavoastră? Da, de ce să nu le comparăm? Și eu am simțit, cred că mai mult decât ce a simțit el. Am simțit că mor când a venit și mi-a spus că el vrea să divorțeze.
Stai că eu nu mai înțeleg nimic, absolut nimic. Cum să divorțeze? Păi, da, mamă, nu înțeleg da. Ce vorbiți păi, voi. Nu mai înțelegi, pentru că a trebuit să îl apăr și să rămână el cu imaginea intactă în fața păi voastră. De ce să-l aper și... Că uite așa, nu știu că te-a purtat de grijă. Uh-huh. Poate vă întrebați cine este domnul îmbrăcat la costum aici. Nu cred că ați avut plăcerea de a-l cunoaște. Pe domnul îmbrăcat la costum eu l-am invitat. Pentru că se pare că este singura variantă să aflăm cu adevărat cine este Oana. Doar el ne poate spune. Și eu vreau să știu cine este Oana cu adevărat. Spuneți-ne, vă rog, cine sunteți dumneavoastră. Eu sunt Sandu, șeful și iubitul Oanei. Cine? Cum adică? Ați auzit bine, iubitul da. Iubitul Oanei. Da, mamă, soacră. Eu sunt iubitul, da. Mai fată, tu Hai, ești mamă. Cu un picior în groapă, noi sportăm de grijă. Ne dăm de ceasul morții și tu? Cum cine adică știu eu, fi vreun tratament minune, vreun leac da, miraculos. Sandul este... Boala Oanei. E... Cum? Tu nu ai tratament? Nu mergi la spital? Nu? Nu merge, mamă, soacră. Nu merge nicăieri. Este perfect sănătoasă. E tun. Spune nu ceva, suferă de absolut nimic. Vorbește, absolut nimic. Mamă, da, sunt sănătoasă. Cum adică? Ce înseamnă asta, mamă? Cum ce înseamnă? Dar ce am 2 ani? Nu ți-e rușine? Măi, Doamne, ferește, auzi, te rog la copiii tăi, că noi am să nu te mai atingi de mine, da? Să nu mă ating de tine. Dar nu ți-e rușine? Da, nu am nimic, da? Nu am nimic. Cum nu ai nimic? Sunt sănătoasă, și tu? Și o spui cu atâta cinism? Ai jucat cu noi! O spui cu atâta cinism? Doamne! Ia stai așa despre ce boală... Tu ți-ai bătut joc și de copii, ce boală ai vorbit? Nu pune mâna nici tu pe mine. În momentul de față, poate nu vă imaginați prin ce a trecut această familie. Gândindu-se că o vor pierde pe fica, pe soția, pe mama copiilor. Ce a fost în mintea dumneavoastră? Cum să vă gândiți să vă răzbunați pe Dan pentru că v-a înșelat, trecându-vă toată familia prin iad? Fă ce-i face? Ți-am spus că sunt în stare de orice. De orice sunt în stare? Ți-am spus, vând casa, mă duc la azil, fac orice numai să fie bine. Îți dai seama prin ce stare. Să sperăm că nu ajungem până dor acolo. Și păstrez. Nu mai să fie bine pentru fata mea. Nu rămâneți orfane, nu rămâne. Nu se poate. Nu e adevărat. Nu, mami are foarte mulți ani de trăit acum încolo, alături de voi. Nu te minte, bune. Știi că eu nu te mint. Eu am auzit. Nu ai auzit. De o boală gravă. Nu, e o boală eu care se vindecă, ia medicamente și se vindecă și stai liniștită. Nu. Nu, te roagă bunii să fii cu minte, să nu mai ascuzi așa ceva. De ce mai sunt medicii? Să ne vindece, nu? Luăm medicamente și ne vindecăm. Păi de aia supere de o boală gravă, de o boală gravă care nu mai bune. Poate să te vindece. O să rămânem orfani. Nu rămâneți. Ca iubita ta adică... să aibă timp pentru tine, pentru răsfățul vostru, da? Și-a mințit familia că are o boală într-o fază terminală. De fapt, totul a pornit de la soțul ei, care înțeleg că a înșelat-o, da? Soțul meu care a venit acasă din senin, din iarbă verde, familia fericită, copilașii fericiți, canto, muzică, așa mai departe, și a venit, s-a așezat acolo și mi-a zis că el divorțează, că are iubită și e îndrăgostit. Și bănuiesc că v-a căzut cerul în cap, nu? Evident. Da. Bănuiesc și tu ai crezut că e mai bine să îl înșeli și tu pe el? Da? Am în loc să încerci. De ce nu ai să stai de vorbă am cu crezut noi? Că e bine să mă răzbun, să simtă și el ce am simțit eu. Dar te răzbun și pe copii. Te răzbun și pe mine? Copiii nu trebuiau să afle. Dar te răzbun și pe mine? Copiii n-am nu vrut să facem o viață. Sandu, tu te cine rog ești? Și stai așa, cum să te rog așa frumos? Așa educație ți-am dat? Eram în stare să-mi vând casa, ești, că nu... să rămân pe drumul. Hai, mamă, lasă-mă, că nu te lăsam, eu să-ți vinzi casa. Cum nu mă lăsai? Păi tu crezi că ajungeam? Păi trebuia să-ți iau medicamente, să te trimitem în Turcia, să te trimit. Și v-aș fi spus că m-am vindecat miraculos și la revedere. Doamne, îmi spune și mie ce miracol, ce boală. Ce te interesează păi pe tine? Păi că mă dacă interesează. Dacă aveți puțină răbdare, veți afla exact unde ați nimerit și cine este Oana, da? Dar până la urmă, doamnă, orice mi-ați spune dumneavoastră, ați interacționat cu fiicele dumneavoastră. Nu puteți să nu-mi spuneți că nu le-ați văzut îngrijorate. Pentru că un copil nu are cum să mascheze asta, da? Chiar așa nu ți-a postat de copii ăștia? I-am spus lui Dan de 1 milion de ori
că nu vreau fetele să mă vadă, nici la spital. M-au întrebat femeie, m-au întrebat în mașină, mă întrebau. Să aibă grijă de ele, să se distreze, să meargă în parc, să mă lase pe mine în pace. Copiii își făceau griji și mă întrebau. Ce voi să le spun, ce voi să fac? Le-ați fi explicat fiicelor dumneavoastră că mama timp de 2 luni dispare ea undeva. Copiii sunt copii. Da. Erau puțin, îmi duceau dorul și apoi erau foarte fericite. Aveai că mama se reîntorceau de mine. Și tu umblai după amanți. Și eu să-ți dau și timp liber de la muncă, da. Să poți să te... Să da, dragă, era bolnavă. Să copiii să nu suferi. Eu făceam grijă și de copii. Și tu, de fapt, mă, nene, dar tu cine dar ești? Tu ai auzit mă, tu ce a spus acest om? O secundă, vă rog frumos, tu ai auzit ce a spus acest om? Da, că i-a dat liber ca să stea acasă. Și cum spuneai mie... Ca să se ocupe de divorț. Ca să se ocupe, să te ocupe de divorț. Da, de ce ești șocat? Da, tu când ai venit și mi-ai spus că vrei să divorțezi? Băi, femeie, am venit și te-am spus în față, mă. Am venit și te-am spus în față, eu n-am făcut toată șarada asta de prost gust, de 3 lei. Meriți tot ce ai pățit și meriți tot ce ți-am făcut. Penibilă. Nu mi-am pus mama într-o situație penibilă. N-am ajuns să fac tot circul ăsta. Eu am avut o discuție cu tine aici, la noi în casă. Dacă tu ai fi divorțat, copiii tăi n-ar fi suferit? De ce ești ipocrit acum? Copiii mei ar fi suferit? Da. De ce n-aș fi putut să le fiu tată? Nu te ascunde în spatele copiilor mei. Nu te ascunde nicio secundă. Eu am venit și am vorbit cu tine aici. Eu pot înțelege din ceea ce mi-ați spus dumneavoastră că da, familia fericită, toate bune și frumoase, curcubeu pe cer. Și apare Dan și vă spune din senin că el vrea să divorțeze. Dar cu mama dumneavoastră, ce ați avut? Nu m-am avut nimic. Poate vă întrebați cum de totuși fiica dumneavoastră a putut să vă păcălească, da? Pentru că ea se ducea la un spital, avea un dosar medical. V-a spus această întrebare? Am avut încredere în ea și uite... Uite unde am niciodată, ajuns. Că n-am avut a rămas timp blocată. Să stau să mă gândesc blocată la tot circul pe care îl face ea. Cât a costat toată răzbunarea asta a ta? Am bănuit că în momentul în care o ea duceam... a fost în stare să mituiască un medic printr-o asistentă, astfel încât să aibă Pustim? Acest dosar falsificat. Așa ai făcut? De unde ai luat banii? Așa? Nu, dar tu cine ești? Tu i-ai dat banii? Ioana, ție nu-ți e rușine, tu i-ai dat banii? Nu, nu-mi e rușine deloc. Cum mă, să nu mi-e rușine deloc, da. De unde ai luat banii? Băi, dacă eu nu știu de nicio boală, eu nu știu și tot aștept. Aștept să-mi răspundă și mie despre ce boală e vorba, Oana. Despre ce boală, băi, ai mințit. Păi cu ce ai mințit? Și-a mințit toată familia, că are o boală gravă. O boală aproape incurabilă. Înțelegi asta? Doar pentru că soțul ei a înșelat-o. Și a venit și a spus că vrea să divorțeze. De ce minimizați domnul Ernest? Și te-a folosit pe tine ca să își bată joc de mine. Nu ai cum să nu faci asta, da? Oricât de mult aș încerca să înțeleg suferința prin care ai trecut tu, nu se compară cu suferința pe care tu ai cauzat-o acestei familii, familiei tale. Eu ca mamă nici nu vreau să te mai văd. Eu nu te voi mai ajuta absolut niciodată cu nimic. Copiii rămân copii. Copiii iubesc. Vin la așa mine. Eu nu sunt copilul tău sau cum? Tu nu mai ești copilul meu. După ce ai făcut ce ai făcut? Dar cine e copilul tău? Pentru Dan? Dănuț? Dan Ia Dănuț. La casă pe Dănuț. Vezi cum faci de săptămâna viitoare, da? Să vii să-ți iei lucrurile, dacă nu, la poartă, la portar. Acolo le vezi la mine în companie. Nu mai ai, nu mai calci, da? Nu vreau să te mai văd în viața mea. Bine, ce ai putut? Bine. Ce ai putut tu să ne faci nouă, eu nu mai vreau să te mai văd. Bine. Eu o să mă duc la mama și o să stau la mama o perioadă, o să trec să-mi iau hainele. Să treci că nu sunt eu acasă. O să ne vedem... Aventura lui, ai făcut o tragedie, ne-ai făcut să suferim toți. O să ne vedem la divorț, asta pot să spun sigur. Și să știi că te părăsesc și eu și rămâi cu Dumnezeu. Nici nu mai vreau să mai aud de tine.